Elena Ceaușescu, soția dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, a fost o figură foarte controversată în istoria României. Deși este cunoscută pentru influența sa politică și pentru cultul personalității care s-a dezvoltat în jurul ei, există numeroase aspecte mai puțin cunoscute și unele surprinzătoare despre viața și cariera ei. Iată câteva lucruri interesante. Educația modestă și ascensiunea sa. Elena Ceaușescu a avut o educație limitată. A abandonat școala după clasa a patra și nu a excelat în învățătură în tinerețe. Deși ulterior a pretins că avea o educație academică avansată, se pare că aceste realizări academice au fost fabricate după ce a ajuns la putere. Cu toate acestea, ea a obținut titlul de doctor în chimie în anii 60, deși există dovezi că teza ei de doctorat și lucrările științifice au fost scrise de alți oameni de știință pe care i-a constrâns sau intimidat să o ajute. Acest lucru a fost o parte din imaginea publică pe care și-a construit-o pentru a părea o intelectuală de seamă. Influența politică majoră. Deși Nicolae Ceaușescu era președintele, Elena Ceaușescu a avut o influență semnificativă asupra deciziilor politice ale regimului. Se spune că ea a fost una dintre persoanele care au exercitat cel mai mare control asupra lui Nicolae și asupra Partidului Comunist. Elena a ocupat poziții extrem de importante, inclusiv funcția de viceprim-ministru al României și a fost considerată al doilea om în stat în anii 80. De asemenea, a fost implicată în numiri politice și controlul asupra economiei și industriei. Cultul personalității. În jurul Elenei Ceaușescu a fost creat un adevărat cult al personalității, similar celui creat în jurul lui Nicolae. Ea era adesea lăudată public pentru presupusele sale realizări științifice și politice, iar imaginea ei era promovată ca fiind aceea a unei femei inteligente, puternice și grijulii. Mass media, controlată de stat, publica frecvent articole elogioase despre geniul chimiei, Elena Ceaușescu, iar școlile erau obligate să învețe despre contribuțiile ei false la știință. Paranoia și neîncrederea față de colegi. Elena Ceaușescu era extrem de paranoică și suspicioasă față de colegii din Partidul Comunist. Se temea că ar putea exista comploturi împotriva sa și a soțului ei și din acest motiv și-a folosit influența pentru a elimina orice rival sau persoană pe care o considera o amenințare. A fost implicată în epurarea mai multor lideri de partid și a ordonat schimbări frecvente în structura de conducere a statului pentru a-și asigura controlul asupra puterii. Lipsa de popularitate și disprețul față de popor. Deși regimul Ceaușescu a promovat o imagine de conducători apropiați de popor, Elena Ceaușescu disprețuia oamenii obișnuiți. Era cunoscută pentru atitudinea sa arogantă și pentru faptul că trata cu dispreț chiar și pe cei din conducerea statului. A cerut adesea privilegii și tratament preferențial pentru ea și familia sa, inclusiv acces la bunuri și resurse pe care românii de rând nu le puteau avea. În timpul crizei economice din anii 80, când populația suferea de lipsuri, Elena și Nicolae aveau acces la bunuri de lux din import. Supravegherea continuă a României. În ciuda lipsurilor materiale la care era supusă populația, Elena Ceaușescu a jucat un rol major în menținerea unui sistem de supraveghere strictă asupra românilor. Sub conducerea ei, securitatea și alte agenții de stat
au fost folosite pentru a supraveghea, controla și reprima orice formă de opoziție. Se spune că avea o listă personală de inamici, iar oricine intra în disgrația sa era rapid înlăturat din funcție sau pedepsit. Legăturile cu alte dictaturi. Elena Ceaușescu și Nicolae aveau relații strânse cu alte regimuri comuniste și autoritare din lume. De exemplu, au cultivat relații cu liderii regimului din Coreea de Nord, inclusiv cu Kim Sung al doilea, a cărui propagandă și cult al personalității au fost surse de inspirație pentru regimul Ceaușescu. Aceasta a influențat felul în care și-au creat propriul cult al personalității și controlul strict al mass mediei și al populației. Căderea dramatică și execuția. În ciuda puterii sale imense, Elena Ceaușescu a sfârșit tragic, alături de soțul său, în timpul Revoluției din 1989. După ce regimul lor a căzut în urma Revoltei Populare, cei doi au fost arestați, judecați sumar și executați. La proces, Elena a fost cunoscută pentru atitudinea ei arogantă și pentru faptul că a refuzat să recunoască legitimitatea tribunalului, numindu-i pe cei care o judecau trădători. A fost executată la scurt timp după sentință, împreună cu Nicolae, pe 25 decembrie 1989. Apelativul Codoi. Elena Ceaușescu era cunoscută pentru lipsa sa de cunoștințe științifice, deși avea titlul de academic de renume mondial. Cel mai faimos exemplu de ignoranță academică a fost faptul că ea pronunța formula chimică a dioxidului de carbon drept CO2, un termen care a devenit rapid subiect de batjocură în cercurile academice și nu numai. Obsesia pentru lux. Elena Ceaușescu avea o obsesie pentru lux și trăia într-un confort extrem, în contrast flagrant cu viața grea a majorității românilor din anii 80. Familia Ceaușescu deținea mai multe palate, inclusiv Vila Lac și Palatul Primăverii din București, și avea acces la bunuri de lux din străinătate, cum ar fi hainele de designer și alimentele fine. Această discrepanță dintre viața ei de opulență și sărăcia extremă a poporului a fost un factor major care a dus la ura și revolta populară împotriva regimului. Elena Ceaușescu rămâne o figură controversată, cu un amestec de putere, aroganță și ignoranță, care a marcat o perioadă întunecată din istoria României. Cultul personalității și influența ei asupra politicii românești au contribuit la izolarea țării și la o moștenire negativă care a afectat profund societatea românească pentru mulți ani.